Am revenit. Ce scuze că v-am oprit așa mai abrupt. Deci, vă rog, deci Consiliul Legislativ, ăla după vremuri. Trebuie să coordona și corela actele normative tocmai cu scopul de a respecta Constituția, așa cum era, nu, domnul avocat? Și aș mai adăuga o precizare. Constituția Republicii Socialiste România. Da, domne, era se ajunsese, dacă vă amintiți, și la faptul de principiu a înlăturării oricăror instrucțiuni și norme metodologice în aplicarea legii. Legea considerându-se a fi suverană. Pentru că, așa cum spunea și doamna Amelia și maestru, și eu personal, și nu numai eu, colegii noștri din justiție, ne confruntăm cu o sumedenie de probleme în condițiile în care normele juridice legale de principiu prevăzute în legea generală sunt abrogate prin alte norme. Acele norme care le abrogă sunt în contradicție flagrantă cu normele metodologice de aplicare ale legii inițiale, nu mai vorbesc că mai apar și niște instrucțiuni ale organelor administrative, care și ele sunt contradictorii și extrem de prost elaborate, astfel încât la un moment dat nu mai știi ce să aplici, cum să aplici. Și avem pretenția unei justiții corecte. Îmi displace sistemul justiției europeană. Da, nu. Asta îmi displace. Noi suntem în România. Cum poate o justiție să fie bună când o lege e proastă? Dar ideea e următoarea. Noi când suntem o națiune sănătoasă, început să dăm un general. Filtrele de care ți-a dat un general, tot vorbim de fumat. Niște filtre, adică totuși nu trece așa o chestie. Deci eu spun un lucru, în cazul de față, eu cred că asta este o sincopă care duce la, deci această chestia cu ascultările, cu ascultatul și decizia Curții Constituționale, este o sincopă, îndreaptă o situație, după câte am înțeles de la dumneavoastră. Fără dar și poate. Așa, dar în același timp ambiguă, în același echivocă. Timp, a lăsat acum acea sintagmă era? În același timp ridică un pic cortina și te face să te întrebi ca cetățean, bun, dar nu mai sunt și alte legi, sigur, care au probleme. Vă spuneam și în pauza și publicitară. Ulterior, nu știu în ce situație ajung, sigur că da. Spuneam și în pauza publicitară, întreba domnul Georgescu, acele filtre. Știm foarte bine, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat în privința 10 de senatori și deputați care, mă rog, au un buget, da, discutam despre asta, și cum au împărțit acești bani în ceea ce privește consilierii, haideți să-i numim așa, da? Erați de acord și domnul Terța în pauza publicitară. A, nu, nu facem astfel de acuzații, da? Rude, prieteni, nespecializați. Sunt realități, bineînțeles. Nu sunt acuze. Agenția Națională de Integritate a intervenit foarte bine aici, da? Și atunci cu cine să te consulți, domnul Georgescu spunea, nu te duci așa cu o lege fără să ți-o verifice un specialist anterior, da? Absolut. Păi, care specialist? E o superficialitate incredibilă în actul legislativ. Și atunci când omul se confruntă cu o dispoziție legală neconstituțională, dar care produce efecte. Păi produce efecte, și lezează interesul, sigur că da, abia atunci încep să-ți dai seama ce exact, fac. Și pornim și procedurile de neconstituționalitate. Dar ce aș da avocatul poporului care i-a dat pe aviz, dă-o n-ai bine. Da. Bine, acum e opinie. Care este finalitatea ansamblului ăsta de legi din tal cadrul unei comunități? Să trimitem în Parlament, domnul general, să apere comunitatea de erori, abuzuri și lucruri pe care chiar societatea și comunitatea au convenit că așa trebuie să se desfășoare. Că nu mai e sfatul bătrânilor. Ne place sau nu ne place, asta este. De ori atâta timp cât legea... Deci degeaba spunem noi, eu n-aș vrea să fiu judecător. Vă rog să mă credeți. Să-mi dea Dumnezeu salariurile lor și eu n-aș vrea nici judecător, nici procuror, nici avocat. Știți de ce? Pentru că este o meserie de conștiință foarte, după părerea mea, în care conștiința are un rol extraordinar. Are, sigur. Inginerul rupe o chestie, o face mai groasă. Și legea prevede, judecătorul pronunță sentința potrivit conștiinței. Da. Convingerii proprii. Fără îndoială. Deci nu judecătorul e, dar când te duci cu un pachet de legi
care te plimbă pe toate părțile, da. Și el dă exact o decizie. Deci legile sunt multe și decizia una. Poate nu-ți convine, poate să faci o nedreptate. Și omul de rând, nu neapărat că el va avea vreodată, va ajunge în situația asta. Și eu sunt la fel, nu că o să ajung, dar mă gândesc și totuși dacă ajung. Domnul ce general, în justiție, în justiție este un dicton de 2000 de ani. În justiție este una să ai dreptate și alta să-ți faci dreptate. Corect. Justiția se bazează pe probe, pe dovezi, pe convingerea intimă a judecătorului. Iar probe nu înseamnă numai interceptări, mă scuzați, de puteți am încă o dată spus și nu cred corect. Că sunt asemenea la, sigur la subiectul pe care, da, pe care la urmă, pentru mine ca jurnalist, noi primim acele comunicate de presă de la DNA, de la DICOT și întotdeauna spre final scrie dosarul a fost realizat, mă nu știu exact acum, cu sprijinul serviciului Române Informații. Unele, da, păi unde este cazul, evident. Păi de acum să scrie cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale. E o problemă? Nu o să fiu. Pe asta vreau. Deci haideți să facem pasul da, mai departe. Sigur că știm, la nivel central s-a discutat. Ce facem în situația aceasta? Păi a venit DNA-ul și a spus, domnule, lucrăm cu aparatura SRI-ului, sigur, avem nevoie adevărat de o investiție, spuneam și înainte de a începe emisiunea, dacă nu mă înșel, 10.415.000 de euro pentru a face această mutare cu ghilimele. Da, nu mai e SRI-ul, pentru că și eu am auzit discuții, da? Nu mai e SRI-ul, că SRI-ul ar putea să, în viața personală, viața intimă. Și aici, cred că o să vă rog pe dumneavoastră, da? Era discuția aceea, mi-am și notat eu aici text, standardul constituțional de protecție a vieții intime. Da? Deci toată lumea avea impresia așa, dacă ne ascultă, SRI-ul știe tot despre noi, știe. E, acum, în situația asta, nu o să mai fie așa. Ofițerul de poliție judiciară își va concentra atenția în privința interceptărilor doar pe ceea ce privește cauza aflată în anchetă, da? Și nu chestiunile personale, ca să spun așa. Evident că nu, dar eu vă spun cum, ce discuții am auzit. Așa și e. Nu e așa. Deci nu mai ascultă SRI-ul. Cauza. Și atât. Atât, da. S-a abolit, s-a abrogat acea prevedere că ori și ce înregistrare este probă? Este făcută numai cu ajutor, numai cu aprobarea unui judecător? Nu, este făcută de procuror cu mandat, cu mandat de la judecătorul de libertate, altfel de drepturi și libertăți. N-are valoare judiciară. N-are valoare în instanță. Deci degeaba ne temem noi, că nu vine nici X, nici Y să mă asculte pe mine. E, nu vine, nu vă faceți iluzii. Nu. Ba da, sunt și interceptări nelegale. În momentul în care se apelează și la acest... Sunt dar la o eficiență juridică. Nu, dar m-a ascultat pe mine un infractor din Brașov, ca să dau un exemplu. Ce să mai... Păi vedeți, de aici... Nu dau numele. Aici apare, pe dacă lansăm în spațiu public o astfel de informație, m-a ascultat pe mine. Poți să demonstrezi lucrul ăsta? Cum? Păi trebuia să-i faci plângere în secunda. I-am făcut. Sigur că da. Ai făcut plângere penală? Penală. Acestea sunt afirmații grave. Exact. O firmă din asta de pază și securitate avea aparatură de interceptare. Eram cu un om politic undeva și am fost filmat și cum să trebuie spun să și știe cetățean, în interesul unei firme. Un astfel de cetățean maestre că degeaba înregistrează că și degeaba depune nu. Energie, dat de exemplu, că n-are absolut nicio valoare. Nici o valoare. Bineînțeles, nu nimic. Așa cum aș făcea iluzii că nu-l mai ascultă că e frumos. Din potrivă, unul ca ăsta ajunge el în fața justiției. E categoric pentru acțiune din această în afara legii. Așa că să înțeleagă cetățeanul. Nu, eu n-am aruncat aiurea. Să nu mai metode că degeaba le folosește. Discutam și de camera ascunsă, pentru că eu sunt jurnalist. Dar numai o secundă. Și eu dacă realizez o filmare cu camera ascunsă, nu pot să o folosesc așa de capul meu. Eu trebuie să înștiințez persoana pe care am filmat, să-i aduc la cunoștință faptul că a fost filmată cu o cameră ascunsă. Dar când, după ce filmarea, l-ai filmat? Păi, după ce l-am filmat, normal. Înainte de a difuza materialul. Corect, nu sunt nimic aici, deci atenție. Am făcut eu studiul ăsta, eu da? Știu. Deci nu lucrăm așa, nici până nici noi, că vorba aia n-avem nicio legătură cu subiectul inițial. Dar trebuie niște reguli respectate acolo. Așa vine unul, te filmează, vorba domnului Tărța, ajunge el să aibă probleme. Corect. Adică nu filmează oricine pe oricine, chiar așa, și mai și folosește pe undeva înregistrare. Nu, uite, eu n-am... Mai este o problemă. Noțiunea de probă, de mijloc de probă și de posibilități sau de modul de a procura probe. Sunt trei noțiuni total diferite. Probe, pe căi... probă, mijloc de probă și procedeu de total diferite, deci de justiție sănătoasă. Asta se circumscriu clar în justiție sănătoasă, norme legale ce trebuie respectate. Restul e în afara legii. Știți ce ar fi vrut eu înainte să intrăm mai în amănunt pe sub de desuri, ca să folosesc un pleonasm. Deci asta a fost
prima discuție. Curtea Constituțională, târziu, de vreme, noaptea, ziua, s-a sesizat cu privire. Bun. Ce a apărut, ce s-a întâmplat, cât s-au bucurat, cât s-au întristat. Trebuie să fie sesizat. Și așa mai departe. Au fost reacțiile... Cadrul unei cauze. Cauze. Au fost reacțiile, mai puțin ale seriului, dar au avut reacții și ei. Au avut reacții doamna Căveș și pe bune, pentru că se cădea într-o altă interpretare. Bun. După care a venit doamna ministru Prună, o ordonanță, nu? În care a reparat, sau a venit cu proiectul de reparație, cu propunerea de reparație, sintagma, nu? Ca să mergem mai departe, să încearcă. Că deocamdată e cum ziceți dumneavoastră, adică e o confuzie totală. Că eu de-aia mă întreb acolo și în emisiune mi-am pus titlul cine ne mai interceptează, chiar sunt îngrijorat că nu putem să rămânem chiar așa neinterceptați. Un astfel de act normativ ar fi trebuit să fie gândit mai mult în opinia mea, ca, și din nou nu este opinia unui avocat, ci a unui jurist. Prin urmare, asta este profesia pe care o avem cu toții, fie procuror, fie judecător, fie avocat, suntem juriști în primul rând. O astfel de ordonanță ar fi trebuit mult mai bine Nu era cale mai bine decât ordonanța acum. Nu avea altă variantă, nu avea, trebuia nu să avea altă variantă, trebuia o soluție. Asta, dacă se limitează numai la chestiunile tehnice, de folosire a tehnicii, în sfârșit, având în vedere lipsa dotării parchetelor... Din acest punct de vedere, al DNA-ului, al DICOT-ului și al parchetelor din teritoriu. E justificată. Da. Dar să nu cădem în altă patimă, adică să creăm din nou alte discuții și probabil alte prevederi neconstituționale prin această ordonanță, creând prin această ordonanță mai mult decât ar fi necesar, și mă refer la structuri. Adică, pentru că deja se vorbește de la 1 iunie ar fi vreo 4 structuri de ascultare, nimeni nu se va mai... Dacă cădem din nou într-un astfel de păcat, nu s-a făcut nimic. Domnul avocat, nu s-a obținut nimic în urma acestei decizii a Curții. Ceea ce trebuie folosit aici, în opinia mea, este probabil numai din punct de vedere tehnic, logistic. Sigur. Și atât. Nimic altceva. Și ofițerii judiciari. Da, ofițerii de poliție judiciară. Există. Da. Sigur, deci nu trebuie să modifici nimic în ceea ce privește, cum să spun, eventual, mai era discuția aceea că trebuie să mulți în cadrul DNA, ofițeri specializați, da, spunea conducerea DNA-ului, dacă nu mă înșel, vreo 130 de astfel de ofițeri, da, care să lucreze pe aparatura pe care o vor aduce de la SRI. Adică să explicăm simplu pentru toată lumea. E clară problemă. Mare problemă, chiar așa de mare problemă e. Sigur că nu, da. Avem o decizie, așa cum spunea domnul Teța, a Curții Constituționale, nu foarte greu de pus în practică. Exact. Dacă n-am ce să inventez acum în baza acestei decizii. Să nu ne suspectăm că suntem chiar atât de tâmpiți pe cărere. Eu, de exemplu, par tâmpit dacă mă uit așa la cameră. Mi-asum. Păi stați un pic. Vreau să credeți că toată chestia asta e așa întâmplătoare? Eu nu sunt pe teoria conspirației. Nu, chiar așa i s-a sculat freza lui domnul Zegrean. E un termen. Păi a fost sesizat. Bun. Asta spunea exact. A fost ascultat, interceptat. Domnul Zegrean. Nu. Au fost ridicate și spune chiar în decizie cu privire la niște inculpați de către avocatul pe care îl și-a avut. Nota bene, nu erau nici măcar autohtoni, erau niște inculpați de origine arabă. Iar avocatul a invocat această excepție care, iată, într-adevăr, a condus la o modificare de lege, da? La înlăturarea acelei sintagme nefericite. Pentru că era o sintagme nefericită. Și ce facem? Luăm aparatura, cum zice Amelia, deci luăm aparatura de acolo de unde e. Voi imaginați că o luăm în spinare și alergăm cu ea, dar este o spinare aplicabilă. Mă refer la lucrătorii pe aparatură să duc, nu știu cum să duc, că nu-i treaba mea. Dar deja am înțeles că logistică există și nu numai la SRI, există și la alte structuri ale satului, deci se poate lucra în continuare. Și atunci, doamna Chiodici, de ce era așa de supărată și de speriată că se întâmplă ceva? Nu neapărat speriată, dar mie nu mi s-a părut speriată. A avut o reacție. Era mai mult contrariată, nu era. Eu cred că era mai mult nici surprinsă măcar. Nu era, da, a venit cu niște precizări corecte. S-a spus clar și a spus și Zegrean la un moment dat. Și am spus și noi aici și doamna Amelia a spus la fel. Dom'le, și eu pot să confirm lucrul ăsta din practică că nu există probe, mijloace de sau probe obținute prin mijloace de probe neadecvate în dosarul, într-un dosar penal. Păi ele sunt
chiar dacă sunt înregistrări ambientale de altă natură, ele se coroborează și de alte prove, fără discuții. În scrisuri, martori. Bineînțeles. Vedem și procese, mă scuzați, domnul Terța, vedem acum procese care se află pe rolul instanțelor din Brașov, da? Și sunt persoane care întreabă, de ce se lungesc? Păi cum de ce? Dacă urmărești termenele de judecată, o să vezi că se audiază martori, se fac expertize, da? Iată, deci nu se bazează și sunt și interceptări la dosar în respectivele cauze, fără doar și poate. Dar nu e o singură probă. Nu, iar dacă va crede vreun inculpat că va reuși să dărâme un dosar pe chestia asta, să nu spuneți mie că n-a fost veselie la scriitorii din penitenciare și la politicienii din penitenciare, din curte de cercetare. Nu vedem și rolul care l-a avut mass media în crearea unei opinii nu chiar foarte corecte. Pentru că ați văzut la televizoarele centrale, la posturile centrale, îl ia pe nu știu care, îl plimbă cu cătușele și alături acolo scrie ceva din interceptări, din stenograme, ce să mai... Da. Nu din probe. Din interceptări care nu se spune dacă după aia aflăm, spun ceilalți, ce stai, domne, că e strunchiat. Ce sunt de senzație, domnule? L-ai linșat imediat. Da, dar vedeți noastră, este o formare de opinie. Omul crede televiziunea, asta absolut, este, scrie la ziar sau s-a dat la televizor. Dacă unii mai zicem noi că are impact, așa? Este foarte adevărat. Asta este problema. Dar încă tu și mai vedem și în Italia, mai vedem și în Franța. Nu numai la noi, într-adevăr aici este o situație, pentru că și eu realizez astfel de materiale. Da. Problema este că... Senzația. Chiar și în penitenciare. Acum, numai puțin, domnule, am dat toată lumea numai senzație, că dacă... Eu vorbesc despre materialele mele, da? Nu pe parcursul unui material de presă în care există inculpatul X acuzat de faptele Y și Z, numai inculpatul și numai cătușele acolo. Nu, deci chiar există informații în materialul respectiv de presă. Nu vă ascund faptul că și eu am obținut pe surse, sigur, în diverse dosare, interceptări, da? Deci, transcrierea unora, unei părți din interceptări. Dar asta nu înseamnă că am dat la televizor doar respectivele pasaje și cu asta, pasta, fără părerile ambelor părți, avocați în cauză, sau dacă a fost imposibil și inculpații au fost arestați. Am spus lucrul acesta, așa că n-au putut fi contactați. Da, aici... Și încă ceva, și este o chestiune la care eu țin foarte, foarte mult, chiar dacă am avut colegă în presă care a zâmbit de foarte multe ori, de ce în textele tale de știri trebuie să scrie permanent prezumția de nevinovăție? Uite așa, pentru că e posibil să ne trezim într-o zi noi ca jurnaliști cu o sentință definitivă de achitare. Absolut. Și să vină inculpatul să spună, ia uite când eram urmărit penal, ce ai scris tu despre mine, drăguțo? Te dă în judecată și rămâi fără casă. Și nici nu e corect, că tot avem un principiu al echitabilității, cel puțin în materie de televiziune, care eu zic că ar trebui să funcționeze în toate mediile de presă. Chiar că e vorba de ziar, că e vorba de radio, tot vrea spune, ziarul n-are CNA. Păi da, bine, n-are CNA, dar tu obraz ai. Da, deci știrile trebuie scrise echilibrat. Eu prin procese, da, e o chestiune de exercitare deontologică a profesiei. Da, dar ce spuneți? Sigur că da. Așa, dar domnul general, eu nu cred că ați văzut, domnul general, numai materiale de presă scrise. Nu, nu e adevărat, la știrile naționale scrise doar, nu vă contrazic. Dar unde e acest punct de vedere? Eu lucrez și pentru Antena 3, iar materialele mele, de exemplu, n-au fost niciodată redactate așa. Eu vă confirm. Păi da, ia apoi la televizor fără să întrebești. Cuvântul și opinia în situații juridice și mi-ați solicitat opinia și în mod deontologic s-au prezentat părerile tuturor și punctul celor de vedere la care se face vorbi. Și da, punctul de vedere al naționale, n-ați văzut că apare ăla în cătușe? Nu, apare ăla în cătușe și singura imagine. Nu, aici îl contrazic pe domnul Georgescu, să nu vă supărați, dar nu cred că toți colegii mei din presa centrală scriu imaginea cu cătușe și interceptări. Nu, haideți să fim serioși. Nu e vorba despre asta. Dar mă trebuie decât un băț la un car cu oale. Da, mai sunt și situații în care se depășește măsură. Eu nu spun că toată lumea procedează corect. Știm asta. Dar nici nu putem fi de partea cealaltă. Toți greșesc. Nu. Dar asta vreau să spun, creează în masă, creează o anumită impresie asupra... Și condamnare morală a unui om. Sigur că da. Dar ce vreau să vă întreb? Cei care fac așa n-au decât să răspundă în final. Bineînțeles, dar ce crezi că eu n-am avut procese? Și cu mândrie vă spun că n-am pierdut niciunul. Și eu am avut procese. Deci persoanele despre care am scris cercetate penal, care m-au dat în judecată, li s-a părut că n-a fost materialul cum trebuie. Ei, nu vă supărați.
Chiar am ultima speță, a fost foarte interesantă. Un preot, nu dăm nume, și chiar discutam cu avocata mea, cu Marlena Mânjină, la momentul respectiv. Dom'le, ne uitam pe știri, am greșit undeva, iar am reluat-o, iar am reluat-o. Ei, instanța ne-a dat câștig de cauză în câteva termene, dat frumos, cu audier, cu tot ce trebuie. Deci nu cred că toată lumea greșește. Acum nu, nu țin eu partea avocat. Presei, în dar pauză, nu... În pauză discutam despre niște sume care s-au auzit tot pe asta era discuția. Cu această ocazie, parchetul general DNA-ul, parchetul au cerut niște bani și niște persoane. Da. 250 de exact. Nu spunem că cel care a citit știrea nu știe câte zerori sunt și a zis. S-ar putea să fie și asta, că au fost cazuri. A zis 10 milioane de euro. Vin eu și îmi pun mie întrebarea. Eu ca contribuabil. Pentru interceptări? Că costă 2 lei sau costă 10 lei. Pun întrebarea, sunt în buzunarul meu. Care este eficiența economică? Am văzut ANAF-ul. Am luat mașini la ANAF, am luat uniformele, am luat pistoalele, le-am dat salarii de astea care te face să amețești. Nu este normal ca în momentul când faci o astfel de investiție, după un anumit timp, să vii să spui, stai domne, eu am băgat aici niște bani. I-am scos sau nu i-am scos? Am făcut o structură care și ea, cum să vă spun eu, în ceea ce privește interceptările, sigur că atâta timp cât erau la SRI legat de securitatea națională, de interesul național, nu discutăm, aia nu e o investiție. Alea au rămas în continuare. Rămas acolo, da, deci aia, nu. Interes național, cu siguranță națională. Aia cu totul altceva. De asta cu eficiență. Terorism. Dar, în momentul când vorbim de corupție, noi zicem așa, corupția are o finalitate și anume procurarea de bani. Asta e clar. Dar știți că a spus doamna Căveși, a spus că au adus din recuperare prejudiciu, a adus în jur de 12.000 de euro anul trecut. A spus doamna Căveși. Nu te supăra. Din recuperarea teoretică a dumnealor, nu știu, că niciun am intrat. Luat, tot alții au declarat că nu s-a recuperat. Bine, decât acum dacă discutați despre recuperarea banilor, aici este domnul Terța, care sigur este, știe mult mai multe decât mine, da? Eu nu am această pregătire. Ce să mai discutăm despre procesele pe care România le pierde la CEDO, da? Din bugetul statului se plătesc despăgubiri și nimeni nu se îndreaptă împotriva lui X sau Y, n-am o speță anume acum, să recupereze acești bani la buget, bani pe care tot noi îi plătim. Da, domnul Terța, de ce nu facem asta? Sigur că, iată, ne întoarcem la legislativ din nou. Evident. Ne întoarcem la legislativ și la faptul că, iată, constatăm din nou lipsa unei legi privind răspunderea magistratului care se cuvine a fi. E adevărat că nici acum există o dispoziție de lege în care poți să tragi la potrivit căreia poți să tragi la răspundere pentru daune statul român prin Ministerul de Finanțe, statul român urmând să se regreseze asupra celor vinovați. În câte aspecte oare ne-am întâmplat? Exact. Și aici toate, toți banii plătiți pe CEDO ar trebui ca statul român să se intereseze de ce am plătit noi și plătim acești bani. De ce s-au pierdut acele procese și cine la CEDO? Este de vină că s-a procedat altfel și n-are decât să se ducă că există lege la cel vinovat și să recupereze. Să se întoarcă împotriva lui pentru a recupera banii nu, de ce de la român nu face nimic în domeniu și este bună observație. Și aici ajungem la corelarea. Aici nu se recuperează prejudiciile? Iar și aici ajungem la corelarea între legislația națională și legislația de la CEDO, pentru că un judecător de bună credință în baza legislației de la noi dă o decizie. Ăla s-a dus la CEDO și tot în baza legislației de la CEDO, care e în contradicție cu legislația noastră, dă o altă decizie. Să facem o pauză de bine, acolo nu se rejudecă procesul. Nu. Acolo se constată culpa în administrarea... Acolo nu se anulează pedepse, nu se... Exact. Nu, dar să luăm o pauză de administratorului de justiție și cu totul altceva. Publicitate, estimați telespectatori, vă dau un răspuns imediat după publicitate, pentru că Parlamentul e ales politic și există interese politice.